de stat acolo, cum să-l primești pe Macron acolo? Da, dai 60 de milioane la Blue Air să-i sifoneze? Ceea ce spuneți dumneavoastră pe mine mă șochează. Adică cum a fost posibil să fie primit un demnitar european acolo. Dar ceea ce vedeți dumneavoastră nu este de fapt imaginea Nu numai european, iertați-mă că vă întrop. A fost acum câteva un premierul vietnamez. Doamne, vă dați Ce seama este? că s-a dus, iertați N-a dormit, deci n-a avut de-a face cu dormitorul ăla, cu bă, igrasia, cu, bun, cu perdeaua, dar cu tubilețelul. N-a dormit, n -a dormit. N -a dormit. că asta îi duc la hotel de 10 ani, nu-i mai culcă a, acolo. Da, Iertați-mă că vă spun asta, dar s-a dus la biroul ăla, după care a folosit toaleta din spatele biroului. Credeți-mă, mi-ar fi crăpat obrazul de rușine. <laughs> Deci, vedeți dumneavoastră, aceasta este de fapt imaginea României. Toate au fost lăsate așa în paragină, cu excepția celor care s-au privatizat chipurile și au fost distruse într-un alt chip. E, vedeți? De fapt, clasa politică se ex exclude în mod evident lumea din platou. Vorbim în general. Nu doar că nu are nicio rușine în raport cu un om, cum e, uite, premierul vietnamez. o obrazul de rușine, este vadă la tine acasă, Practic îți bați joc de el. Pe de altă parte, arăți cine ești tu. Dar dacă îl primești pe ăla așa, tu la tine acasă așa trăiești, pe de altă parte, tu reprezinți o țară. Așa vrei să spui că e țara ta în Europa? Pe de altă parte, eu spun de foarte multă vreme. Cine răspunde, ați întrebat? Nimeni. Știți de ce? Pentru că nu există o bază legală. Motiv pentru care aș fi vrut să văd, Două lucruri înainte de aceste alegeri. Unul, o lege a răspunderii politice, în așa fel încât cine își dorește politică, bun lucru vrea, dar dacă nu face ceea ce, la ceea ce se angajează, plătește el, iar imediat după aceea, printr-un control, este schimbat la prima lui greșeală. Iar pe de altă parte, să văd că sunt aleși pe liste, nu partide și nu respectiv o listă o aleg, ci competențe. Oameni care pot, prin expertiza lor, să facă ceva, în așa fel încât să ridice România. De ce nu se fac toate acestea? Pentru că toate se fac ca la Vila Lac 1. De ce se fac așa? Pentru că ăștia sunt oamenii cu care defilăm. Pentru că memoria aia -l -l e alegătorilor e